După ce au stat o noapte cu drumul închis la Rânca, reprezentanții SDN și-au luat acum toate măsurile necesare pentru ca nămeții să nu stea în calea turiștilor. Noi suntem pregătiți de dimineață la 7:30, am avut o discuție telefonică, o analiză și un prezentat planul de măsuri pentru următoarele zile cu domnul director regional Bogdan Bratu, l-am informat și pe domnul prefect, suntem ca de obicei la datorie. Directorul secției de drumuri naționale de la Târgu Jiu susține că există șoferi care le pun bețe în roate, punându-și viața în pericol. Rugămintea mea este să înțeleagă toți participanții la trafic, toți care vin la munte, că este totuși iarnă, că se circulă de cele mai multe ori în regim de iarnă, în sensul că mai este și zăpadă tocată, mai apare și polei, mai ninge, mai bate vântul, cauciucurile de iarnă, lanțurile să nu lipsească și mai ales să respecte indicațiile care sunt fie venite de la noi, de la drumurile naționale, de la Compania Națională de Drumuri sau de la Poliția Rutieră. Avem încă situații când în coloana de mașini de la dezepezire sunt două, trei utilaje în baterie, ne trezim cu teribiliști care intră și fragmentează coloana. Se expun unor accidente. Momentan, drumul spre Rânca este deschis, utilajele acționând în permanență.